Seria interviurilor Evenimente Oradea continuă cu oameni deosebiți care vor rămâne în eternitate prin munca și dăruirea lor. Unul dintre aceștia este Marius Pușcov, maestru coregraf, mamă și un prieten de nădejde, un profesionist apreciat și recunoscut la nivel internațional. Conduce clubul de dans Fit Dance Oradea, iar pentru noi este mai mult decât un intervievat. Este un om pe care îl iubim. Marius, spune-ne, ce este dansul de fapt? Este o activitate extrașcolară, în primul și în primul rând, organizată într-un mod cât mai frumos. De cât timp ești profesor coregraf de dans? 23 de ani. Vorbește-ne despre acele trei motive pentru care un copil ar fi recomandat să facă dans. Copilul își petrece și este învățat de mic că timpul liber se poate petrece și altfel decât afară sau la calculator. Pentru mine acesta este primul motiv. Al doilea este sănătatea, iar al treilea, dezvoltarea spre artă și spre frumos. Se îmbină atât de armonios dansul cu sănătatea, făcând mișcare. Și sigur că aceste trei motive pe care le-am spus mai devreme sunt, cred că, cele mai importante și suficiente pentru a îndemna orice părinte să-și dea copilul să facă mișcare, în special spre artă. Acolo, într-adevăr, ai o altă viziune, vezi altfel frumosul, estetica frumosului. Ce ne facem cu acei copii care, deși sunt talentați, nu mai doresc să continue? La început, când un părinte își aduce copilul la sală, clar îl aduce pentru mișcare. Când un copil care, hai, nu vreau să supăr pe mine, nu poate fi atât de ambițios sau mișcările sunt prea grele, dorește să se retragă, părintele îi face pe plac. Nu dorește nici să oblige copilul, o ia ca un anume lucru să nu fie forțat. Eu înțeleg și partea și aspectul acesta, dar totuși ar trebui puțin să încerce să mai intervină. Este greu. Bine, greu în ce sens? Noi nu ne jucăm, mi se pare chiar să vii să-ți petreci timpul aici, să pierzi și timpul părintelui și bani și să nu se aleagă cu absolut nimic, să nu învețe. Eu sunt de părere că oricine vine la mine și învață ceva, se vede și rămâne și peste ani, își amintește ce a învățat. Deci eu așa consider, ca și în calitate de profesor, de la mine trebuie să rămână fiecare cu ceva învățat. Asta este foarte important. Copiii sunt foarte buni, sunt talentați. Majoritatea, mai ales la performanță, sunt copii foarte talentați, se ambiționează unul de la celălalt. Deci dacă unul i-a ieșit o mișcare și celălalt dorește și celălalt vrea să o facă, și îmi place foarte mult competiția constructivă, deci fără invidie. Și sigur că, până la urmă, și părintele este foarte încântat atâta vreme cât se văd rezultate și petrecerea timpului în mod organizat, fără să mai trebuiască să împingi copilul, să-l obligi să vină la sală. Este chiar o plăcere să-i vezi că au rezultate și muncesc. Își mai susțin părinții copiii în a urma o carieră artistică? Sunt copii care sunt susținuți de părinți sau le împărtășesc 100% ambiția, dorința, pentru că un părinte nu mai vede în artă în ziua de astăzi un mod de trai decent. Este și adevărat ce spun, în cultură și în artă nu se investește. Și atunci părintele caută ceva ce este mai bine pentru copilul lui. Dar poți să ajungi și cu meseria de balerin, de profesor, de coreografie foarte bine dacă te evidențiezi. Adică muncești ca să arăți că ai ceva de spus în meseria respectivă, de fapt ca în orice meserie. Cum era copilăria în vremea ta? Foarte frumoasă. Am avut norocul și îi mulțumesc la Dumnezeu și familiei mele să mă nasc într-o familie în care părinții mei au fost foarte harnici, foarte muncitori, sunt și ziua de astăzi. Nu ne-a lipsit absolut nimic, poate am avut mai mult decât alții. Noi aveam ceea ce puțină lume știe, bunicii mei, doi oameni de la țară, ne-au făcut o scenă, mie și fratelui meu, dădeam spectacole seara, ne-au cumpărat instrumente muzicale, dansam și cântam, cu ei știau să ne facă surprize și așa cred că s-a dezvoltat sentimentul de frumos, spre artă, pentru mine. După ce am plecat la Cluj, erau cei cu banii de buzunar, cei care mereu îmi făceau surprize. Bunica avea tot timpul ascuns ceva pentru mine, un fruct mai deosebit. Pe vremea aceea, fructele exotice nu prea erau la noi, sau ceva dulce, tot timpul povestea ceva. Era persoana care
mă susținea foarte mult din spate. Ar fi făcut orice ca să-mi vadă visul realizat. Cum reușeai să te menții în formă? Când veneam în vacanță, la Clubul Copiilor din Alești, făceam studiu ca să mă țin în formă. Și domnul director Șoip al clubului a fost foarte drăguț și foarte amabil și m-a lăsat să studiez în fiecare vacanță. Adică nu puteam să mă duc la începerea noului trimestru, cum era împărțit atunci anul școlar în trimestre, nepregătită sau să nu mai fiu în formă. Deci nu ne puteam permite atâta vreme cât la liceul de coreografie se dădeau în fiecare an examene eliminatorii. Deci acolo nu ai început și ai terminat sigur. Dacă în fiecare an nu s-a văzut un progres, ai fost eliminat la sfârșitul anului. Cum obișnuiai să-ți petreci timpul liber? În timpul școlii, studiu, școală, cultură generală, iar seara mi-o petreceam foarte mult la operă, la spectacolele de balet, operetă, operă, indiferent ce-o fi. Eram acolo prezentă, le știam pe de rost, știam cine ce... Cred că aș fi putut să dansez cu ochii închiși un spectacol întreg. Deci m-a fascinat și chiar de aceea nici n-am prea dansat, mi-am dorit foarte repede să devin coreograf, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Am studiat munca coreografilor și mi-a plăcut foarte tare ce fac și cum pot să-și pună ideile în scenă. Și atunci am zis, asta vreau să fac și eu. Și cum a fost debutul unui tânăr coreograf? Foarte, să zic, un pic speriată, eram și foarte tânără și la 22 de ani, 23, și eram și mamă deja. Da. Da, și am început la Clubul Copiilor din Alești, a fost primul meu loc de muncă. Făceam naveta, nu a fost ușor, dar eram aproape de vârsta copiilor de liceu, la care trebuia să predau, trebuia să am credibilitate, trebuia să mă impun. A fost ușor, dar am învățat singură. A fost solicitant să fii și mamă și coreograf? Acum nici nu-mi dau seama cum a fost, sincer, că au mers toate în lanț, trebuia să le fac pe toate și cred că s-au dus una după cealaltă. Copilul meu a crescut practic în sălile de dans. Astăzi ești un om împlinit, cu multe rezultate, dar în copilărie, ce ți doreai să devii? Mi-am dorit să fiu actriță. Mă uitam foarte mult la filme în perioada aceea a copilăriei. Am văzut atunci filmul 7 frați, 7 mirese, era un film muzical. Și mi-a plăcut, era mult dans, era multă muzică, era și un pic de comedie și acela a fost, cred că, primul film pe care am început să-l înțeleg. Era, vă spun, era înainte de clasa întâi. Și totuși am priceput ceva. Și pe urmă, peste ani, l-am revăzut cu plăcere. Pe urmă, mi-a plăcut foarte mult Desculți în parc, cu Jane Fonda. Deci am iubit filmul și l-aș putea revedea de foarte multe ori. Este un film care îl recomand, cred că, tuturor. Și așa au început. Filmele care te marchează, într-adevăr, sunt filmele care nu au nevoie de atâta acțiune ca să aibă ce să-ți spună. Și te pot face să-ți dorești viața de actor. Ce te-a determinat să renunți la visul actoriei? Am avut câteva contacte cu mari balerini de când eram mică. Au fost la noi acasă, am văzut ce frumoși și... stilul lor de a privi lucrurile și de a vorbi și viața pe care o duceau, efectiv pe mine ca și copil mic m-au captat și pe urmă am schimbat, clar, am rămas pentru dans. Vorbește-ne puțin despre plecarea de acasă la Cluj pentru a-ți împlini visul. Am stat în internat, în cămin și sigur că a fost totul nou. Ca orice copil, când pleci de acasă și plângi și te întristezi și vrei din nou acasă și iar te răzgândești și am avut de toate. Dar am rămas. Am rămas pentru că nu știam atunci, nu aveam cum să conștientizez că sunt o fire ambițioasă. Un moment marcant din viața ta, Maris? Când am născut. Eu mă simțeam un copil și eram un copil. Și eram un copil care trebuia să aibă grijă de alt copil. Și când mi s-a spus că am un copil, deci nu am conștientizat că sunt mamă nici când am luat copilul în brațe. Plângea copilul, plângeam și eu. Și am crescut împreună. Deci, efectiv, partea aia m-a marcat foarte tare. M-am gândit că nu o să știu ce să fac, cum am să-l cresc, cum am să mă descurc, ce am să reușesc să învăț copilul respectiv, fiind foarte tânăr. Să spunem că mâine ai un avion personal.
ai suficient de mulți bani în cont încât să-ți permiți să călătorești oriunde, încotro te îndrepți, pentru relaxare și bună dispoziție. La Moscova, la operă. De ce? Îmi doresc foarte mult să văd. Ai mai fost acolo? Nu, îmi doresc. Școala de balet rusească este nemaipomenită, extraordinar, un model. Și ai ce să vezi. Și atunci, dacă ar trebui să călătoresc, aș îmbina plăcerea cu liniștea și cu relaxarea. Dacă e să alegi o culoare pe în care să colorezi tot viitorul, care ar fi și de ce? În verde. Mi se pare o culoare foarte liniștitoare. O culoare, probabil când am nevoie și eu puțin, de puțină relaxare și de liniște, și mi se pare foarte odihnitor verdele. Un gând bun la final de interviu. Dacă ar fi să spun un gând bun, aș transmite în primul rând copiilor și celor pe care i-am la sala noastră și celor care nu ne-au călcat pragul niciodată, să lupte pentru visele lor, să fie foarte serioși în ceea ce fac, să muncească foarte mult și să nu lase absolut pe nimeni să le stea în cale. Eu o iubesc pe Marius pentru că ne învață numai lucruri bune. Este cea mai bună antrenoare care ne învață multe lucruri. Marius e cea mai bună antrenoare și sper să ne învețe mult mai mult. Eu o iubesc pe Marius că este cea mai bună profesoare din toată lumea și o iubesc foarte mult. Eu o iubesc pe Marius pentru că nu ne ceartă și ne învață foarte multe lucruri pe viitor. Eu o iubesc pe Marius pentru că este iubitoare, sufletistă și ne învață multe lucruri și este ca o a doua mamă pentru noi toți. Eu o iubesc pe Marius pentru că este cea mai bună profesoară care am văzut-o până acum. Eu o iubesc pe Marius pentru că este cea mai bună balerină din lume. Eu o iubesc foarte mult pe Marius pentru că ne învață pe toate lucruri foarte importante pe care le vom ști când vom crește. Eu o iubesc pe Marius că este foarte, foarte bună balerină și ne învață când Kimi nu e aici. Eu o iubesc pe doamna Marius pentru că ea m-a învățat tot ce știu despre balet și este pentru mine ca o a doua mamă. Eu o iubesc pe doamna Marius pentru că este o persoană caldă și sufletistă, dar uneori exigentă, dar totul îl face pentru binele nostru. Eu o iubesc pe Marius pentru că este o doamnă foarte bună. Eu o iubesc pe Marius pentru că ea ne învață în dans. Eu o iubesc pe Marius pentru că ne învață multe lucruri și vrea numai bine pentru noi. Eu o iubesc pe Marius pentru că este cea mai bună balerină și este ca o mamă pentru noi și ne învață multe ca să luăm loc întâi la concursuri.